Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici cu un nou clip de World of Warcraft. Jucăm de data aceasta Wrath of the Lich King, fiindcă foarte multă lume mi-a zis să intru pe Wrath of the Lich King pe Warmain. Și am zis că bă, hai că intru. Încă oscilez, nu știu ce să-mi fac, la hoardă sau la alianță. Eu de obicei sunt un jucător de hoardă, dar pe Burning Crusades, hai că încerc alianță. Deși am jucat și alianță, nu doar hoardă. Culmea că primul caracter a fost la alianță. Cred că o să-mi fac om. Am mai avut eu om, dar o să-mi fac om paladin oare? Hai că ne facem paladin. Așa, cu părul roșcat. Facem așa cu barbă și îi punem Andorthar, ceva nume, și intrăm cu... Mai aveam încă un om, am intrat un pic să văd înainte cum e serverul. Eu am jucat pe el, dar cred că s-a dat wipe. Nu mai am niciun caracter pe contul pe care îl aveam. O să dăm skip la... Ați văzut de foarte multe ori intro-ul de la oameni și de la... N-are rost. Îmi place că sunt destul de mulți playeri. E destul de popular serverul. Nu știu dacă este mai popular de atât. Eu o să pun un episod și dacă vreți continui, dacă nu, continui cu The Burning Crusade. Fiindcă chiar vreau să-l duc la level 70. Ok, am ajuns în... De fapt, am intrat în... în joc. Acceptăm quest-ul ăsta. Plin de player, văd că... Înseamnă că o să fie experiența de leveling, cred că, mai bună decât... să dăm complet... Ia să luăm și celelalte quest-uri, dacă tot sunt aici. Ok, am luat aici unul. Parcă era rata mai... Nu știu. Hai că facem prima dată asta cu lupii și după aia ăia cu... Paladin, fiindcă poate fi și healer, are, na. Ok, că am făcut level 2 deja. E lag sau ce? De ce nu pot? Interesting. De player. Good day to you. Safe travel. What the hell? Trenai deja aici? How? Să fi dat summon? Anyway. Hai să încercăm ăștia cu... De fapt, hai să mai omor unul. Uite că acum merge. Da, weird.
ca să le vând. Și o să joc până la level 10 în acest clip. Sper să apuc să fac level 10. Vedeți diferența între Rotul și Burning Crusade? Dacă pe Burning Crusade trebuia deja să beau vreo 5 poțiuni, aici nu-mi scade mana, viața tot foarte puțin. Și rata e destul de mare. Hai că mai avem încă 2. Deja sunt level 4. Și după aia omorâm trebuie să nu dau aia. Nu-i nimic. Hai să predăm și pe asta. Măcar acum mai da, chiar foarte mulți playeri. Nu. Greu mai găsești. Ăștia nu erau pe așa mulți, adică erau ceva kobolzi, dar nu așa mulți pe Burning Crusade și pe Vanilla. Ia să ne punem asta. Dacă mă întorc înapoi la ăla ca să iau aia, că cred că să pot lua așa, vesta asta sau ce e. Încă 4. Ok, mergem, facem și asta de aici. Și după aia le predăm. Văd că se fac foarte multe raiduri. Hai să omorâm de ăștia, cred că. Trebuia să fac... nimica.
Să fac un train la abilități. Aruncăm asta. Cum ar fi dacă era așa ceva în realitate? Mergeai, omorei 8 oameni ca să ai niște bandane sau cum se cheamă în față. Atacă și un pic, parcă mai repede. Ori mi se pare bine. O să așa de mulți mobi. E drept, World of Warcraft îți ia foarte mult timp. Adică trebuie să joci mult ca să-ți pui un caracter la punct. Și nu mă refer la level, mă refer la instanțe, dungeon-uri. Să fii într-o ghildă bună. Mai bine face și level. Deci vedeți cât am omorât și de-abia mi-a luat ceva viață. Da. Hai, încă unul și mergem și le privim pe astea. Cred că merge mai repede decât pe serverul care am jucat pe Burning Crusade. Hai să mergem să le predăm. Deci, dacă vreți să mă găsiți pe Warmane Andotar, un nume mai lame așa. O fagolde. What? Nu zice. What is it? Că dau mai mult click. What? Na, nu zice. Mă gândeam că zice... you're the king. Well, I didn't vote for you. Încălegem asta. Oh, nu. Să vindem prima dată și după aia. Să vindem chestiile astea. I supply only the finest goods. Asta o luăm înapoi. Așa, acum să... level 7. Ok. Safe travels. See you later. See you around. Dacă pe aia merge să-l... Well met. Be careful.
fac eu train, cred că e aici undeva. Dacă am quest la el. Greetings. Light bless you. Ok, parcă altfel. Așa, să ne dăm niște buff-uri un pic. Pe aici, pe aici. Magari de asta de la hordă. What can I do for you? Have a good one. Schimbăm și asta. Mai avem asta aici și după aia facem aia cu... Hello. See you later. Hai să mergem aici. Deja level 7 spre 8. Not too bad. Parcă era și cu ceva struguri, știam eu. Încă nu văd nimic. Anyway. Unde trebuie să ajung aici undeva? Aici, la casa asta. Să nu zici că e mort. Nu! Hai că l-omorâm pe ăsta între timp. Până se... Până apare din nou... Ia să vedem asta cu... Vița de vie. Erau așa ca niște, să nu fie quest-ul deloc. Poate să... Poate a reapărut. Și nu l-a omorât nimeni. Ce e aici? Mai este unul care așteaptă. Hai că să facem amândoi. Human priest. Așa ceva. Am fost dau eu. N-am mai apucat. A,
Hai să văd asta cu harvestul. A, uite că apar aici. Să facem și pe asta. Parcă sunt foarte mulți playeri. Și... chiar foarte multe. Încă 4. Trebuie să fiu atent când apar. Aici. De ce nu apare odată? Stau dacă tot... Cred că sunt de disconnect sau ceva. Merge mai greu. Hai să-l spredem pe astea și îl fac și pe ăla cu cobolt. Cred că îl fac și pe ăla și după aia închei clipul. Da, ce pot spune? Sunt foarte mulți playeri, asta e un lucru bun. Leveling-ul o să fie mult mai interesant, mai ales în zonele unde na, ești combat și te poți lupta cu hoarda. Dar hai să le predăm pe astea și după aia îl facem și pe ăla. Am văzut ceva cu Shadow Moon. How are you? Alegem... Hai că alegem asta. See you later. Ah, n-a dat chiar foarte mult. Dar... facem și el la... Asta ce-i?
are ceva iteme. Deci, 8 de ăștia. Deja suntem level destul de mare și și mai mergem în Gold Shire și deja am 6. Încă 2. Încă 1. Așa, hai să-l prindem și pe asta. Nu știu cât XP o să-mi dea. Probabil nu chiar așa de mult. Divine Protection, să mutăm noi. De unul e aici. Da, chiar foarte mulți player. Player peste tot. Good day to you. You need something? Safe travels. How are you? See you around. Și astea alte două. Uneori mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu Warcraft dacă nu s-ar fi gândit ăștia de la Blizzard să facă World of Warcraft. Cred că apărea Warcraft 4 de mult timp. Need help? Da, știu, dar unde e aici sau sus trebuie să urc, cred că sus. Hello. Ok, alegem. Safe travel. Hai să coborăm în jos. Și mergem în... E că sar pe aici. Mai rapid. Mergem în Gold Shire. Nu mai fac niciun quest. Dăm abandon la asta, n-are niciun rost. Shadowmoor. Ia să luăm quest-ul ăsta. See you around. Cred că e plin de playeri în Gold Shire. Dacă facem level level 5. Vedem cât XP ne dă asta dacă mor un lup de asta. Cred că dă foarte mult. Un pic acolo, dar nu, de cine știe ce. Am luat
pe vanilă sau pe... Hai că luăm să le vindem. Și hai să mergem. Ce de playeri. Level 11. Facem level 10. You need something? Have a good one. See you later. Adică deja avem două quest-uri. Need help? Tot a dat ceva. Hey there. Have a good one. Hello. Presupun că nu sunt care dansează înăuntru. Nu. Good day to you. Că legem asta cu papchim. Ce să nu... Dai un pic. Că-ți vând. See you around. Have a good one. Ai n-a dat foarte mult. Hey there. Hai să atacăm, nu știu, pe aici ceva, să facem level. Level 10 și după aia mergem și învățăm abilitățile. Uite, omorâm de ăștia de level 6. Cam buffer mâncar. Le luăm, fiindcă... Așa mai facem și noi în bani cinstit. La level ăsta aș putea merge în... Cred că asta o să fac. O să merg în... Westfall direct. Încă doi porci de ăștia și... Asta. Ok, hai că am făcut și level 10. Și am deblocat și achievement-urile. Pam, pam, pam. Ia să facem, să învățăm noi abilitățile. Și interface, action bars, ne punem și astea și mergem pe, prima dată pun asta și încheiem clipul de Rot of the Lich King. Dacă mai vreți, mai continui cu seria de leveling. În următoarea parte o să merg în Westfall. Până data viitoare, salut!